Comisarul European pentru Agricultură, Phil Hogan, afirmă că Uniunea Europeană va sprijini România în lupta împotriva pestei porcine africane. Comunitatea Europeană urmează să aloce o sumă importantă de bani pentru găsirea unui vaccin. Vom continua să sprijinim Ministerul Agriculturii și fermierii din România în ceea ce privește măsurile de supraveghere, serviciile veterinare, cercetare. Vom încerca să furnizăm un vaccin care să funcționeze pe viitor. 10 milioane de euro vor fi alocați în 2019 pentru cercetarea acestui obiectiv. Pe termen scurt, trebuie să oprim răspândirea bolii în România, care are un impact asupra țărilor vecine și asupra schimburilor comerciale de carne de porc din Uniunea Europeană și din lume, a declarat Phil Hogan în cadrul unei vizite de lucru în România. Bilanțul pestei porcine africane a ajuns la statistici îngrijorătoare. 12 județe au fost sau sunt afectate în 207 localități, 898 de focare au fost confirmate, dintre care 13 sunt în exploatații comerciale industriale. În total, peste 232.000 de porci au fost deja sacrificați. Guvernul României vrea să-i ajute pe fermierii care și-au pierdut locurile de muncă cu o subvenție de 500 de lei timp de 6 luni. Ajutorul financiar va veni în completarea indemnizației de șomaj. Premierul Viorica Dăncilă a dat din nou asigurări că în urma rectificării bugetare, toți cei care au înregistrat pierderi din cauza gripei porcine africane vor primi ajutoare.